Bună, dragii mei! Astăzi v-am pregătit o nouă etalare în trei variante. Am pregătit trei cărți și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei pietre. Prima carte are piatra verde, a doua carte are piatra albă și a treia carte are piatra roșie. Să vedem care este sfatul zilei, care este cartea zilei pentru voi, surpriza zilei pentru voi. Așadar, alegeți-vă intuitiv cartea care considerați că vă poate dezvălui ceva important pentru voi pentru această zi și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra verde. Vă va ieși temperanța, deci aveți o zi în care este necesar, poate să vă, sfatul zilei este să vă păstrați calmul, să vă odihniți, să vă ocupați de sănătate, de regenerarea voastră fizică, psihică, da? Poate unii dintre voi veți dori să lucrați mai mult cu energiile, să căutați soluții pentru a vă vindeca, medicina alternativă, deci este recomandat astăzi să vă odihniți, să ieșiți în natură, să meditați, să nu vă grăbiți în ceea ce faceți, să căutați echilibru în tot și în toate, să folosiți măsura în tot și în toate, că lucrurile se pot îmbunătăți pentru voi cu calm. Da? Deci este o zi foarte bună pentru o vacanță. Este o zi în care să vă faceți curățenie, ordine în viață, în gânduri, în sentimente, să folosiți mai mult energiile într-un mod pozitiv prin curățarea lor, a gândurilor, a sentimentelor. Temperanța vorbește și de o renovare, de o noutate în viața voastră care poate apărea un impuls pozitiv, mai mult vă încărcați bateriile. Astăzi aveți șansa să vă încărcați bateriile, să aveți experiențe mai pozitive, mai spirituale. Experiențele negative încep să se ducă, să se curețe, să se facă lumină în viața voastră. Este nevoie, practic, să vă încercați să vă bucurați de tot ce vă poate oferi viața mai bună. Deci, și în dragoste, cartea pentru voi anunță mai multă armonie în relația de cuplu, stabilitate, compatibilitate, prietenii de lungă durată pentru cei care sunteți deja într-o relație sau apar șanse de noi prietenii care să dureze mult timp, relații echilibrate. Cu munca, așa aici apar noutăți, ocazii favorabile, sunteți poate și mai creativi. Puteți să vă puneți în practică niște idei și cu banii aici pare că voi veți sta bine astăzi cu banii sau veți reuși să vă gestionați bine bunurile, banii, investițiile voastre. Este o zi liniștită din punct de vedere financiar, echilibrată, iar și sănătatea pentru voi anunță mult echilibru, aveți un bun echilibru între minte și corp și suflet. Deci, astăzi este o zi în care, practic, vă regenerați, vă refaceți. Aveți o bună capacitate de a vă adapta unor situații și de a vă reînnoi, să spunem așa, să vă schimbați locul, să vă schimbați ceva în gândirea voastră. Veți fi mai sensibili, mai inteligenți, mai intuitivi, da? Deci, veți fi mai elastici, într-un fel, față de circumstanțele externe. Sunteți într-o perioadă de creștere spirituală, emoțională. Deci vă puteți adapta cu mai mult, veți reuși mai ușor să vă adaptați unor situații noi, să intrați poate chiar într-un nou colectiv, într-o nouă viață. Există această posibilitate astăzi. O bună comunicare, comunicați mai bine cu alte persoane, sunteți în sintonie cu alte persoane, găsiți sintonia cu acele persoane care comunică pe același nivel cu voi. Da? Deci apare o nouă șansă, poate de o nouă dragoste, de o nouă relație. Vă armonizați, vă vindecați, vă simțiți că sunteți într-o perioadă de creștere și de vindecare emoțională, spirituală. Este necesar poate astăzi să vă luați viața mai ușor, să fiți cu mai mult calm, să trăiți momentele așa cum sunt ele în modul cât mai pozitiv.
să nu vă faceți niște planuri în mod special, ci să încercați mai mult, mai degrabă să vă relaxați, să vă odihniți, să vă reîncărcați bateriile, pentru că veți vedea că lucrurile se vor așeza, se vor liniști. Da, deci nu trebuie să cereți prea mult astăzi, să nu forțați lucruri, ci încercați să fiți într-o stare de calm, de meditație, de reflexie, să spunem așa. Trebuie să vă calmați în anumite situații, poate să nu forțați lucrurile. Da, deci cartea practic vă reasigură că totul se merge mai bine dacă o faceți treptat, într-un mod echilibrat. Și totuși trebuie să fiți atenți să învățați ceva din experiențele voastre, să nu vă aruncați în aventuri noi, deci luați viața așa cum este, încercând să vă adaptați într-un mod echilibrat la energiile care sunt în jurul vostru, dar fără să pierdeți din vedere esențialul sau experiențele, pentru că pericolele nu sunt trecute, deci chiar dacă ați trecut de unele, pot să apară pe neașteptate altele. Și atunci e bine să fiți echilibrați, cu măsură în tot ce faceți, pentru că vedeți în jurul vostru aici sunt niște peștișori care se învârt. Da, deci pot să fie rechin sau pot să fie orice altceva, adică pot să vă aducă și noutăți bune, dar pot să vă aducă și în alte neplăceri. Deci depinde la caz la caz, orice există are două fețe, da? Deci pozitive și negative, deci trebuie să încercați să vedeți lucrurile că sunteți într-o continuă mișcare poate în această zi și trebuie să încercați să vă strecurați printre energiile care sunt în jurul vostru fără să le stârniți mai mult decât sunt sau fără să pierdeți din vedere că puteți voi să intrați în niște neplăceri din cauza acestora care sunt în jurul vostru. Da? Deci încercați să vă păstrați într-o echipă. Poate de aceea vi se cere să vă retrageți, să stați, să vă meditați, să vă odihniți, să lăsați lucrurile să se așeze ca să vedeți mai departe ce trebuie să faceți. Cam asta este ce sfătuiește această carte pentru voi, prima variantă, și haideți să vedem și varianta a doua, cu piatra albă, care este cartea voastră. Vouă v-a ieșit nebunul, sub influența semnului vărsător și la voi. Aici mi-apare un personaj care este mai indisciplinat, deci o persoană mai tânără poate, sau mai particulară, o persoană care poate nu respectă reguli, puteți fi voi, sau poate să fiți voi care vă vin niște idei astăzi, vă vin niște idei așa deosebite, poate și geniale, dar poate și riscante, aici depinde la caz la caz. În orice caz, voi sunteți, poate astăzi veți găsi soluții, veți primi soluții, veți fi inspirați, veți fi creativi, poate aveți de-a face și cu copii, poate aveți de-a face cu persoane mai tinere, puteți cunoaște pe neașteptate pe cineva, puteți avea o aventură chiar. Astăzi este o zi a noilor începuturi sau atenție să nu ajungeți la punctul zero, să nu vă dezechilibrați, că nebunul nu are număr, este zero. Dar este și începutul și sfârșitul, poate să fie, depinde. Deci pot apărea niște alegeri neașteptate, niște vești neașteptate, poate să vă aducă un mare noroc sau un mare ghinion, depinde, aici este ziua neprevăzutului astăzi, să zic așa, pentru voi, așadar, este momentul în care trebuie să aveți curajul să înfruntați realitatea, dar să vă și asumați riscurile. Vă vin idei creative, poate este cazul, dacă sunteți siguri pe voi, trebuie să încercați să fiți siguri pe voi. Dacă sunteți siguri pe voi, puteți să începeți orice astăzi, pentru că aveți șanse de câștig. Trebuie să aveți curajul să fiți voi înșivă, fără să să pierdeți în vedere însă că trebuie să vă asumați și responsabilitățile. În dragoste, pentru mulți, poate să apară o nouă întâlnire în dragoste sau o zi mai plină de bucurie, de veselie cu persoana iubită. Da, dar dacă sunteți deja într-o relație, s-ar putea să vă pierdeți capul pentru o altă persoană, s-ar putea să vă îndrăgostiți de altcineva. Cu munca aici, poate pentru unii apare șansa să începeți ceva nou, un nou proiect sau un nou loc de muncă, cu toate că pentru unii poate să apară cam riscant ceea ce gândiți să faceți sau ce vi se propune, așadar trebuie să fiți responsabil, pot apărea schimbări neprevăzute legate de muncă sau propuneri neașteptate. Și cu bani aici pot să apară câștiguri pe neașteptate, niște
câștiguri care vin așa, sau, cum să spun, ocazii să câștigați pe neașteptate. Pentru unii poate să apară chiar o moștenire, să vă vină de undeva niște bani, să vă vină de undeva niște, o moștenire de ceva, de un bun ceva, sau bani, cadouri neașteptate. Cu sănătatea aici chiar trebuie să fiți mai prudenți pentru că este o zi imprevizibilă în care trebuie să vă țineți sub control energiile, nervii, poate, să nu aveți probleme, să nu subestimați semnalele care vi le dă organismul, da? Aveți șansa să vă vindecați foarte rapid și astăzi, deci este o zi în care vă puteți foarte repede reface sănătatea. Aveți mult dinamism, multă energie pozitivă, dar trebuie să fiți totuși prudenți pentru că magicianul, nebunul aduce și neprevăzute. Aduce, da, deci lucruri pe care nu vă puteți, la care nu le puteți prevedea, da, deci trebuie să fiți responsabili în orice caz, pentru că, și atenție cu cine aveți de-a face, că puteți avea de-a face poate și cu o persoană mai nebună, mai particulară, care vă duce dintr-o extremă în alta, da, deci apar lucruri iraționale astăzi, lucruri care se întâmplă sau să nu faceți vreun ceva irațional, dar vă pierdeți capul pentru ceva. Poate astăzi pentru unii este chiar nevoie să acționați cumva în afara convenționalului pentru a avea mai mult șanse și noroc. Depinde de la caz la caz, în orice caz, cartea nebunului este începutul sau sfârșitul, este șansa unui nou început să vă eliberați de niște frici, de niște temeri, să găsiți soluții la multe probleme. Pot apărea noutăți vești, poate chiar nașterea unui copil sau vorba de o nouă relație, de o persoană cu care să faceți o aventură care poate să ducă departe sau poate să nu ducă nicăieri. Depinde de voi. Sunteți într-o zi în care treceți într-o etapă de transformare, de evoluție, care aveți multe lucruri de învățat. Cam asta e ce pot să spun și la a doua variantă. Și haideți să vedem și care e cartea pentru cei de la varianta a treia. Wow, foarte frumos și la voi. Vă va ieși 10-le de cupe, deci este o zi a familiei, poate, o zi în care vă puteți avea noroc, puteți avea dragoste, puteți avea împlinirea dorințelor voastre cu persoana iubită, poate chiar o cerere în căsătorie. Se concretizează un sentiment, da? Deci astăzi poate se finalizează ceva legat de servici, legat de muncă, legat de, în special de dragoste, de sentimente împărtășite, poate chiar vă mutați împreună cu persoana iubită, vă faceți o familie, sunteți ceruți în căsătorie, se mărește, să zic, colectivul din care voi faceți parte. Este o zi a succesului, practic, o zi a reușitei, o zi de care a trebuit să profitați din plin astăzi, pentru că va aduce multă realizare, multă împlinire sufletească. Da, deci există șansa de revedere cu familia, de împăcare, de reîntregire a familiei, o invitație poate la o căsătorie sau să faceți parte dintr-un colectiv în care sentimentele, emoțiile sunt împlinite. Este o zi de succes maxim astăzi. Da? Deci emoțional vă veți simți bine. Acum, nu neapărat, depinde și de fiecare în parte, dar în general vă veți simți bine într-un anumit domeniu sau chiar în toate. Fie că e legat de muncă, că aveți o petrecere la muncă, o revedere cu colegii sau o revedere cu familia, o împăcare, emoții pozitive, schimb de emoții pozitive, comunicare foarte bună, da? Deci vedeți aici curcubeul, iese soarele la voi în viața voastră, emoțional vă veți simți împliniți, satisfăcuți că aveți prietenii de care aveți nevoie, familia de care aveți nevoie sau persoana iubită care vă înțelegeți, cu care comunicați foarte bine și pentru unii chiar să vă căsătoriți sau să vă mutați împreună. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă, surprizele. Așadar, pentru astăzi, sfaturile zilei este să vă bucurați din plin de această energie a dragostei, a sentimentelor împărtășite, a emoțiilor pozitive. Încărcați-vă și simțiți această bucurie care se revarsă, pe care o puteți revărsa în afara voastră, pentru că ea se va întoarce la voi înzecit. Da? Așadar, încercați să oferiți multă dragoste, multe sentimente pozitive, să fiți generoși, pentru că se va întoarce această energie la voi înzecit. Faceți cu toată inima ceea ce faceți, pentru că veți fi
fericiți, este o zi care aduce, prezice fericire. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că veți regăsi pe parcursul zilei și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți.